Se poate cunoaște pe cineva. Începem. Okay. Am spus că începem, da. La 20 de ani începeam pentru prima oară viața studențească. La 21 începeam pentru a doua oară. La 22, așa cum anticipați deja, începeam pentru a treia oară. Trei ani în care opinia publică, oamenii din jurul meu, au avut timp să-și formeze niște păreri. Și aici mă refer la prietenii de atunci, la foștii colegi de liceu, la foștii colegi de facultate, la o parte din familia mea. Și opiniile acestea sunau cam așa. Alin, ai ratat o parte din cariera ta. Alin, ai ratat începutul. Sau Alin, ești ratat. Eram fericit. Eram cea mai fericită, probabil, persoană pe care o știam în momentul respectiv.